Iar acum vi-l arătăm pe Alex Delea la raliu, pentru că iubește provocările. Haideți să vedeți cum a fost pentru el această experiență. Deja mă ia frica. Wow. Wow, cum arată. Doamne. Eu cred că nu știu în ce m-am băgat, măi. Eu sunt un iubitor de mașini, dar eu doar știu să le conduc. Adică dacă mă bagi mai mult în detalii, mă pierzi foarte mult, știi? Îți spun cu mâna pe inimă că ce văd acum am văzut doar în poze și în videoclipuri. Real n-am văzut niciodată. Salutare, Alex. Ce faci, măi, Emil, măi? Mă uit la tine și mă ia frica, crede-mă. De ce? Intru să probez? Uite așa, da. Doamne! Hai că nu cred așa ceva. Auzi, dar cu tubul ăsta de gaz și aici. Este igual, e instalația de stingere. În cazul care luăm foc... Aoleu, e posibil? E bine, uite acolo. Tu acum vrei să-i spui că e posibil în timpul cursei să luăm foc? Da. Dar nu te știu. În cap la fix. La fix. Sper că o să avem niște drumuri bune, niște curbe la fel de bune. Un Emil în formă și un Alex la fel de în formă cu această superbă mașină de curse, raliuri și tot ce vreți voi. Abia aștept să mă dau. Să înceapă o dată nebunia. Gata, deja m-a luat panica. Eu mă pregătesc să mă urc într-o mașină, mă, nu să merg pe, să merg în rachetă, să mă fii cu rachetă. Sincer, nu știu, există o porțiune acolo în traseu. Aia de viteză? Nu știu care, în care eu credeam că mereu faci stânga, dar tu făceai dreapta și mă speriam efectiv. Credeam că greșești. Acolo făceam transfer de mase ca să provoc mașina să plece în derapaj controlat. Doamne, aici, nu. În primul viral, în acul de sus de stânga. Nu credeam că o să mă sperii mai mult pe sol decât în aer. Adică e ceva... Hai de mama. Emoțiile sunt de când pornești. Eu am avut emoții de când am plecat de aici. Pentru că a plecat ca nebunul efectiv, nu știam când începe. Eu credeam că am început de aici. Traseu, emoțiile sunt de când intri în mașină până te dai jos. E deja, este prea mult pentru mine.